Continuăm cu Odiseea. Data trecută am vorbit despre Iliada și am văzut cât de importantă e tema prostiei în Iliada, ori cred eu că e foarte importantă și în Odiseea. Pețitorii sunt niște nătărăi. Da, niște ticăloși, niște secături. Ticăloși de proști ce sunt. Iar companiunii lui Ulise și ei mor toți, de prost ce sunt. De-al Uli se încearcă să-i protejeze de consecințele propriilor prostii. Și nu reușește că. E adevărat că în Odiseea avem totuși câteva personaje foarte inteligente, mai inteligente decât în Iliada, aș spune. Odiseu, sigur că apare și în una și în cealaltă, dar Odiseu se descurcă. B în Iliada mai este Marele Înțelept, Nestor. N-am vorbit despre el data trecută, da. dar e un personaj absolut central. Da. După aia mai avem, o mai avem, bineînțeles, pe Penelope care tipă foarte deșteaptă, nu degeaba se potrivește cu Odiseu. Nu degeaba formează un grup. Și o mai avem, evident, pe Atena, care este modelul lui Odiseu printre zei. Hai să spunem. Ea este providența în Odiseea. În Iliada, providența e încarnată de Zeus. În Odiseea, Atena încarnează providența. Sigur, cu, a, uh, cu acordul, acordul lui Zeus. Lui Zeus. Da, de, încă de la început. Evident, uh, dar e un fel de emanație ne. a uh, păi... înțelepciunii suverane. Uh, Acum, Odiseea mai are câteva teme interesante. Odiseea este despre întoarcere. Asta e absolut evident. Întoarcerea de pe mare pe uscat. Ce se întâmplă pe mare? Ai tot felul de aventuri. Totul este în flux, nimic nu este stabil. Odiseu trece prin tot felul de peripeții. Și trebuie să ajungă pe pământ unde s-a terminat distracția. Acolo e de muncă. Acolo trebuie să te ocupi de agricultură, trebuie să te ocupi de creșterea animalelor. Ai o situație uh, stabilă acasă, uh, nu? deci trebuie să reintri în cursul firesc al vieții. Deci este o recuperare a traiului normal. Și mai e ceva. Eu întoarcere de la uh, uite în cazul lui Odiseu, de la fi însoțit. De foarte mulți oameni, partenerii de luptă, la a fi singur. Pentru că este o însingurare treptată a lui Odiseu până reușește să ajungă în Itaca. Deci, această întoarcere, acest nostos, are toate aceste aspecte. Și de asta, pentru mulți, Odiseu este mai interesantă decât Iliada vorbește poate mai mult omului contemporan. Da, eu nu cred că și... niciuna nu e mai interesantă decât cealaltă. Sunt amândouă extraordinare, dar foarte diferite. Mai e un lucru, Odiseea începe cu Ulise într-un loc minunat. Da? Este la Calipso, Zeiță, într-o insulă minunată, si, sex, and sun, trai, neneacă, pe vătrai, ce să mai. De ce să De ce să pleci de acolo? Este extraordinar. În plus, Calipso e dispusă să obțină pentru el imortalitatea. Extraordinar. Să fii prost să pleci de la așa Și ceva. Și atunci, de ce, Și de ce pleacă? Eu. Asta este marea întrebare. Ce înseamnă a te întoarce acasă? Aici avem o sumedenie de interpretări. Interpretarea filozofică platoniciană. Ne întoarcem în lumea ideilor. Asta înseamnă să ne întoarcem acasă. Dar e o. Simpril, carte poate despre, merge atât Despre de... identitate. Pentru că problema lui Ulise este că își pierde identitatea. El îi spune prostului de Polifem că e nimeni. Da, când îl întreabă cine ești tu, nimeni, uh, și îl păcălește pe Polifem, dar acest răspuns, de fapt, devine realitate, pentru că el la Calipso nu mai e nimeni, și-a pierdut identitatea. Uh, o trăi el în condiții extraordinare, dar este privat de identitate. De alminteri, uh, Odiseea mi se pare că este și un poem despre memorie prin ce combate în pierderea identității, prin memorie. El e nostalgic, vrea să se întoarcă acasă, vrea să-și recupereze identitatea și mai e un episod extraordinar, unul dintre cele mai faimoase din poem și anume momentul în care Ulise trece pe lângă țărmul sirenelor și ascultă muzica lor, însă de ce sunt periculoase sirenele? Pentru că ele te fac să uiți cine ești, de unde vii, unde trebuie să te întorci. E vorba despre memorie și mai sunt câteva momente de genul ăsta care au o mare încărcătură filozofică. Uh, mai e ceva important la Odisea, cred, și anume rolul personajelor feminine. În Iliada, sigur, există femei interesante, Ecuba, Andromaca, dar... Nu și joacă Elena. Un... Și Elena, sigur, dar nu joacă un rol central, cred, așa cum joacă în Odisea. Pentru că avem, în primul rând, zeița Atena, care, cum spuneai, Providența, se ocupă de repatrierea lui Odiseu. Calipso. O avem pe Calipso, pe Circe. Zeița îndrăgostită. Circe, la ne, fel, ne? da. Pe Nausica, care este o fată adorabilă. adorabilă. Dar, în primul rând, o avem pe Penelope. Și de ce vrea Odiseu să se întoarcă la Penelopa? Care ar putea să rămână cu o ziță, Sau ar putea să se îndrăgostească și să rămână cu Nausica. O tânără. Pentru că este de aceeași minte cu Penelopa. Este homofrosiune. Asta e foarte important. E secretul unei căsnicii reușite. Să gândești la fel. Deci acest om atât de inteligent, care este poliutropos, polymetis, cum îi tot spune Homer, care se descurcă peste tot, vrea să aibă o parteneră de viață care să fie exact ca el. Și vedem asta în momentul în care o se întoarce. Cu el. Da. Se întoarce și Penelopa nu-l crede la început, îl testează, îl încearcă. E celebru episod cu secretul patului. Da, pentru că nici Penelopa nu e naivă în fond. Cum poți să te aperi, fiind femeie, ne avem foarte multă forță, cum poți să te aperi de o gașcă de proși de ticăloși pețitori? Fiind extraordinar de inteligent și îmbobinându-i pe pețitori. Deci, Penelope este un, un model. A evocat recunoașterea celor doi, Ulise și Penelope, pentru că amândoi se testează. Da? Sunt foarte circumspecti unul cu altul. Ulise e circumspect pentru că știe ce a pățit Agamemnon. Da. De altfel, când se întâlnește cu Agamemnon în lumea de dincolo, Agamemnon îi spune, ai grijă de nevastă-ta, că cu astea nu știi niciodată da. când îți fac felul. Da? Și e circumspect. O testează, așa cum și el este testat de Penelopa. Însă, cel care le recunoaște pe Ulise imediat este câinele. Mi se pare extraordinar. Câinele este un personaj formidabil în Odiseea și de-al vedem că persoanele mai modeste au o capacitate mai mare de a recunoaște pe celălalt, de a recunoaște pe Ulise. Câinele, apoi porcarul, da acel grup de susținători ai lui Ulise. Este și o carte despre followership. Așa cum Iliada este o biblie a leadership pentru că avem o galerie fabuloasă de lideri, unul și unul, da. unul și unul, lideri pomeniți. Ei bine, în Odiseea avem și o reflexie asupra followership-ului, asupra celor care uh, îl urmează pe un lider. Avem întâi eșecul primei echipe care dispare din prostie, așa cum o să vedem în curând, și cealaltă echipă care se constituie în jurul lui uh, Ulise atunci când ajunge în Itaca. Ceea ce mă fascinează este contextul social aici, pentru că ai vorbit despre întoarcerea în Itaca. Și uh, la prima lectură am putea zice, mă, păi Odiseu este rege, Basileus, deci ar trebui să aibă o curte regală. Poate cum ne imaginăm din epoca de bronz a micenilor, dar nu, nici vorbă. Un rege trebuie să ocupe de agricultură, trebuie să ocupe de... Bun, poate nu neapărat să facă ele, trebuie să supervizeze. Depinde de rege, pentru că atunci când Telemac ajunge la curtea lui Menelaos, acolo e totuși altceva. E da. alt nivel. Bun, sigur, Menelaos și Agamem, nu. sigur Dar nu sunt... Regii din vechime, regii din epoca de bronz. Asta ne spune ceva despre publicul pe care l aveau da, Iadus. De e bine să mergem și la Micene sau la Pylos sau în alte da. locuri unde au fost cetăți miceniene pentru a ne da seama de contrastul dintre monarhiile miceniene și monarhiile din Iliada și Odiseea. Homer descrie alte realități. E o carte extraordinară pe tema asta lui Moses Finlay despre lumea lui Homer și dacă tot suntem la recomandări bibliografice, aș vrea să menționez faptul că traducerea Odiseei de Lovinescu este magistrale, cea pe care o recomand. Fintă. O traducere în proză. Sigur, Murnu și Slușanski sunt niște monumente de limbă română, dar sunt greu de citit. Dacă vrei să înțelegi cu adevărat Iliada și Odiseea, e bine să începi cu o traducere în proză. Pentru Odiseea avem traducerea lui Lovinescu. Lovinescu a făcut și traducerea la Eneida și apoi sunt traduceri în alte limbi. Eu cred că Homer trebuie citit de multe ori într-o viață, de 10 ori, de 20 de ori, și în traduceri la diferite. Problema traducerii, pentru că cineva s-ar putea să gândească, ok, citim în original, învățăm greacă veche, citim în original și am rezolvat. Nu mai avem problema traducerilor, dar nu e chiar așa. Pentru că Traducile sunt de fapt interpretări. Traducele, o traducere bine făcută. Întotdeauna relevă ceva nou sau ar trebui să facă lucrul ăsta. Și atunci e ca și cum ai citi interpretări, de deci îți îmbogățește înțelegerea textului. În franceză, în engleză, în orice altă limbă. În română, bineînțeles. Așa că eu nu cred că. Înțelegerea limbii originale, evident, este foarte importantă, dar nu rezolvă problema pe de uh, Și nu se întâmplă doar la Homer, și la evident, Platon, și, și la toți. oricare alt uh, text cant. clasic. Uh, aș vrea să revenim la povestea din uh, Odiseea și sunt două momente care mi se par foarte importante. Uh, spuneam că uh, companionii lui uh, Ulise mor de prostie. Uh, ce se întâmplă? E vorba despre faptul că n-au fost în stare să-și controleze Burtihanu. Uh, pentru că știau, uh, Ulise le-a spus, da? să nu cumva să se atingă de uh, vacile Zeului Soare știa de la Circea asta, da? să nu cumva să se atingă de vacile Zeului Soare și le-a spus și ei n-au rezistat, n-au putut să-și controleze burtihano. Să știu că e multă înțelegere. Știu, de altfel, un moment, Burtiță. Ulise însuși are înțelegere pentru burtă. Pentru că în Iliada e un moment foarte interesant, când Ahile vrea imediat să pornească la luptă și Ulise îi spune stai puțin să mănânce oamenii. Și după aia mergem la luptă. Deci Ulise înțelege nevoia uh, corpului. Uh, corpul da, e un prieten. nu înțelege pentru că, că Ahile e... de este divin, semidivin, ne. Însă uh, ei nu reușesc să se controleze. Da? Nu au temperanță, nu au self-control. Uh, și mai e un alt moment care indică același lucru și anume transformarea uh, companionilor lui Ulise în animale. Episodul uh, cu Circe. Uh, pe Ulise nu reușește să-l transforme în animal pentru că la el rațiunea este dominantă. Uh, sigur, are un antidot pe care l-a primit de la uh, Hermes. De acord. Numai că acel antidot simbolizează rațiunea. Ulise este uh, omul în care rațiunea domină și de aia nu poate fi transformat în animal. De fapt, circe uh, îi transformă pe oameni în ceea ce sunt da, ei. Le de dezvăluie fapt. natura. Le dezvăluie Asta, natura. Simt. E un turnesol. Da. Pentru că cei mai mulți dintre noi, cei mai mulți dintre oameni sunt fie da. porci, fie mai mulți, fie da. rinoceri, fie mai știu eu ce. Da, dacă am fi răutăcioși, am zice că grecii vorbesc atât de mult despre temperanță și moderație, tocmai pentru că nu o au. Dar nu suntem răutăcioși, așa că nu o să spunem lucrul ăsta. e interesant dacă e să comparăm eroii principali din Iliada și din Odiseea. În Iliada avem un semizeu. Și este interesant că Achille nu se naște dintr-un zeu și o muritoare, ci e invers. O muritoare, o zeiță și un muritor. Așa e și Eneas. Pe când, bun, Odiseu e pur și simplu un om, oricât de grozav ar fi el. Dar uh, faptul că Ahile se, este semizeu și se naște din inversiunea asta arată cât e de special. Sigur, Ahil are părțile proaste despre care am vorbit în episodul trecut, dar uh, iese din uh, rândurile oricui de altfel. Vom ajunge într-un episod ulterior să vorbim despre Hesiod, și vom vorbi acolo despre generația eroilor și ce înseamnă asta în gândirea greacă. Păi, rămâneți să ne vedem data viitoare cu Hesiod. Uitați-vă pe site-ul paleologu.com. Avem o sumedenie de cursuri pasionante, și mai cu seamă o pleiadă de lectori excelenți.